Au început cu câteva vaci, iar acum au 11 bovine pe care vor să le înmulțească începând chiar din această iarnă. Deși munca nu este ușoară, cea care le îngrijește recunoaște că tot timpul și-l petrece pentru a avea grijă de animale. Avem 11 deocamdată și o să ne extindem în viitor, o să mergem tot înspre mai multe și e și greu, e și ușor, asta e. Trebuie să mergem înainte, nu dăm înapoi. Tot dragostea pentru animale o face pe doamna Pănoiu să-și dorească mai mult. Are planuri mari, vrea să-și construiască o fermă, să-și extindă colecția de bovine și chiar în viitor să aibă propria fabrică de lapte. Sunt și subvenții, e foarte bine că se dă și așa ceva, ne ajută foarte mult. Și ce avem, ce se strânge de pe câmp, le mai dăm și tărâțe și astea, că fără asta nu se poate. De când vă ocupați cu creșterea animalelor? Asta de foarte mult timp, de când mă știu. Da. Și îmi plac animalele. În familia Pănoiu, dragostea pentru animale s-a moștenit din moși strămoși. Urmașii sunt chiar mezinii familiei, care în loc să stea în fața calculatorului așa cum fac mulți tineri de vârsta lor, preferă să meargă cu vacile pe câmp. Da, îmi plac. Nu-ți e frică de ele? Nu. Îmi plac să merg cu ele. Cum te ții tu la ele? Nu ți-e frică de ele? Nu. Cum te ții la ele? Cu boata. Deocamdată, pentru a-și extinde afacerea, familia Pănoiu se bazează doar pe munca proprie și sprijinul ce vine de la Uniunea Europeană. În viitor, din puținul pe care îl au, vor să facă mai mult și astfel să asigure un trai decent nepoților și copiilor. Familia Pănoiu este exemplul că românii pot să reușească în afacerile lor, doar că trebuie să pună pasiune, mai multă muncă și încrederea că vor reuși.